Voleibalistele de la CSM Târgoviște nu au stat prea mult pe acasă, asta pentru că în următoarea perioadă le așteaptă un val de meciuri amicale. Elevele lui Dragan Neșic se vor întoarce în localitatea de la sud de Dunăre pentru un joc amical cu Volei Club Karaganda, formație care activează în prima ligă din Kazakhstan, unul dintre cele mai puternice campionate din lume. Echipa de volei a Târgoviște seria de meciuri de pregătire pentru viitorul sezon și pentru Cupa României, Competiția Europeană care este scrisă și la Balcanică. Prima confruntare, așa cum vă spuneam, se va da joi în localitatea bulgară Dobri și o localitate care este foarte recunoscută în volebalistul lui Dragan Neșic, pentru că acolo este o stadiu de pregătire centralizată. În acest vor înfrunta o ocupare din Kazahstan, din prima ligă din Kazahstan, una dintre mai importante competiții interne din lume, acolo unde se duc foarte multe voleibaliste valoroase pentru contractele pe care oficialii cluburilor din Kazahstan le oferă. Așadar, mâine, echipa noastră debutează, spunem, în seria meciurilor amicale cu Volei Club Karaganda, o formație importantă și un test extrem de util pentru elevele lui Dragan Neșic. După vizita din Bulgaria, echipa de volei a Târgoviștei se va deplasa în Turcia, unde va efectua un turneu de sală împreună cu alte trei echipe. După aceste părere de la Dobrici, va urma un turneu pe care formația noastră îl va susține cel mai probabil în Turcia, acolo unde va da cu două din prima ligă turcească. Turcă este vorba de Bursaspor și de Çanakkale. Aceste două meciuri cu Turcia, fetele lui Dragan Neșic vor întoarce la Târgoviște, vor să se pregătem la sala polivalentă și cel mai probabil undeva spre jumătatea lui, spre sfârșitul, va fi organizată sala polivalentă, în primul durat.